Bună seara, dragi români, am simțit că este obligația mea să fac astăzi această declarație. Astăzi am înregistrat cel mai mare număr de persoane diagnosticate cu COVID-19. 555 de cetățeni români care în urma diagnosticării au fost declarați pozitivi. În ultimele 4 săptămâni am înregistrat o creștere a numărului de cazuri de la săptămână la săptămână. Deși, spre deosebire de alte țări, în România, guvernul pe care îl conduc a avut o abordare a măsurilor de relaxare graduală, cu etape de ridicare a restricțiilor, cu etape de introducere a măsurilor de relaxare, odată cu deschiderea activităților care au fost sub restricție în diferitele etape pe care le-am derulat, ca urmare a creșterii interacțiunii între oameni, am asistat la o creștere a numărului de cazuri de la săptămână la săptămână. Cauza principală a creșterii numărului de cazuri este nerespectarea regulilor de protecție sanitară. Portul măștii, păstrarea distanței fizice de protecție sanitară, evitarea contactului apropiat, nerespectarea regulilor de igienă, cum ar fi spălatul mâinilor, evitarea atingerii feței cu mâinile și toate celelalte reguli care au fost instituite. Suntem într-un moment de cumpănă. Există riscul unei creșteri în continuare a numărului de cazuri. Guvernul este la datorie alături de toate celelalte autorități care sunt implicate în lupta anti-COVID. De fiecare dată când a fost necesar, am luat toate măsurile pentru a apăra sănătatea și viața românilor. În toate situațiile create ca urmare a unor decizii care au fost luate de alte instituții decât de instituțiile guvernamentale, am pus pe masă soluții și am cerut adoptarea acestor soluții și am asigurat implementarea acestor soluții. Și astăzi transmit un mesaj de încredere că Parlamentul va înțelege situația în care ne găsim și va adopta legea care să ne permită să dispunem în continuare de toate instrumentele de care beneficiază toate guvernele țărilor civilizate, a țărilor din Uniunea Europeană, respectiv posibilitatea de instituire a carantinei, a izolării la domiciliu, de posibilitatea tratării persoanelor infectate într-un mediu aflat sub controlul medicilor și personalului medical. Sunt lucruri fundamentale de care avem nevoie pentru a rămâne eficienți în lupta împotriva pandemiei. Vreau, în schimb, să transmit un mesaj. Doar guvernul, doar autoritățile singure nu pot să asigure stăvilirea epidemiei și revenirea la normalitate. Avem nevoie de implicarea tuturor celorlalte instituții. Avem nevoie de un comportament responsabil din partea tuturor liderilor politici, tuturor reprezentanților acestora în instituții publice, în autorități ale administrației locale.
Avem nevoie de o implicare serioasă și responsabilă a tuturor companiilor, pentru că aceste companii sunt responsabile de respectarea regulilor de protecție sanitară care au fost instituite de guvern și de autoritățile competente. Avem nevoie de fiecare cetățean român să fie alături de noi în această bătălie contra unei epidemii fără precedent, care pune în pericol societatea românească și îl poate pune în pericol pe oricare dintre cetățenii români. De la începutul epidemiei, împreună cetățenii români, autoritățile au făcut eforturi fără precedent, au suportat privațiuni și s-au implicat responsabil în asigurarea stabilirii epidemiei. Ar fi păcat de tot efortul nostru dacă acum, când suntem din nou în pericol, solidaritatea, respectul față de semeni, responsabilitatea față de societate și față de fiecare dintre cetățenii români nu revin în comportamentul comun. Din păcate, ne-am confruntat în ultimele luni cu campanii organizate care au avut ca scop să determine românii să nu creadă în virus, să nu respecte regulile pe care le-am stabilit, să ignore pericolul. Și vedem că, din păcate, aceste campanii au dus la consecințe. Numărul celor care nu respectă regulile a crescut. Ar fi păcat ca atunci când o majoritate a societății respectă regulile, se protejează, să nu acționăm pentru ca aceia care au căzut în capcana propagandei că nu există coronavirus, că trebuie ignorat acest pericol, că nu trebuie respectată nicio regulă publică, să pună în pericol întreaga societate și, de ce nu, dezvoltarea economică, locurile de muncă ale fiecăruia dintre români. Vreau să spun din capul locului că guvernul nu dorește să reinstituie nicio restricție. Că guvernul nu dorește să ia nicio măsură care să afecteze negativ economia. Pentru că și așa economia românească, și nu numai economia românească, ci economia țărilor europene și a foarte multor țări partenere ale României, a fost afectată grav de această epidemie. Dimpotrivă, am pus la punct un plan economic care are ca scop, bazându-se pe investiții, bazându-se pe susținerea companiilor și a angajaților, să asigure o revenire cât mai rapidă a economiei la normalitate, iar obiectivul nostru este să apărăm și să susținem companiile, să apărăm locurile de muncă ale românilor, să apărăm nivelul de viață al românilor, să luptăm împotriva sărăciei, șomajului și altor fenomene care pot afecta negativ viața românilor. Nu ne dorim să luăm nicio măsură care să afecteze negativ viața românilor. Pe de altă parte, vreau să spun clar că dacă va fi nevoie, vom lua orice măsură se va impune, pentru că punem pe primul plan sănătatea și viața românilor. Închei prin a transmite un mesaj către fiecare român. Virusul nu iartă pe nimeni. Nu iartă nici pe aceia care nu cred în existența virusului. Dacă cineva ignoră regulile, neglijează și se expune îmbolnăvirii, atunci când se îmbolnăvește, nu se pune în pericol numai pe el,
îi pune în pericol și pe cei dragi. Membrii familiei, rudele, colegii, prietenii. Pentru că atunci când te îmbolnăvești, de fapt risc să-i pui în pericol și pe cei apropiați ție. Pentru că virusul îl transmiți în primul rând către oamenii cu care intri cel mai des în contact. Dacă nu vă pasă de sănătatea voastră și nu credeți în acest virus sau credeți că acest virus nu e periculos, vă rog să vă pese de fratele dumneavoastră, de mama dumneavoastră, de tatăl dumneavoastră, de copilul dumneavoastră, de prietenii dumneavoastră, de colegii dumneavoastră. Doar împreună, solidari și respectând reguli simple, care sunt stabilite de specialiști, de cei care știu foarte bine cum se poate lupta împotriva acestui virus, doar împreună putem să readucem lucrurile la normal și putem să luptăm eficient cu epidemia. Am încredere că fiecare român va înțelege acest moment de cumpănă și va înțelege că de comportamentul său responsabil și corect față de semenii săi va depinde succesul nostru în lupta contra epidemiei. Vă mulțumesc!